Ce ți-a băgat? Ce ți-a ne apucăm și de drumul, după aia ne apucăm și de protecție socială, după aia ne apucăm și pentru copiii ăștia să le facem un viitor. Dar nu sunt bani, dacă nu facem lucrul ăsta și avem în minte să facem lucrul ăsta, nu facem. Iar asta doar îl facem doar pe schimbare totală. Nu există jumătate de măsură. Aici sunt infiltrați, sunt infiltrați așa de bine încât corp la corp nu-și scoate ochii. Să ține acolo de mână tot, să-și ține de scaune așa, da, și pun câini în jurul lor să nu... Dăm bățul la mare, să dăm câinele la o parte, dăm jos după scaun. Doamne ajută, ieșim la vot, nu-l vă lăsați amăgiți. O să vă dea bani mulți și pachete. Luați-le bani, luați-le pachete și astea sărmani. Tot ce știm, și votați acolo. Patru copii și patru nebuni. Așa. Luați-le că sunteți oameni sărmani. Și tot în banii dumneavoastră sunt date. Să nu credeți că avem cu bani de acasă. I-a furat și acum ia niște pachete și lasă-mă că îi prostesc. Nu-i mai prostesc, că acum 4 ani oamenii aveau locuri de muncă, aveau, erau bine și a zis, lasă că e bine, îl pune tot pe ăsta, că e farăoasă frumos. Acum ui sărac, la sărăcie, cât să-i dai? Trebuie să-i dai în fiecare zi, ori el vine și dă pentru o zi și s-a încheiat. Ieșim cu toți. Ca să fie el mare și tare. Doamne ajută! Să nu fac lucrul ăsta, n-am ce căutam prin care. Fiindcă nu mai vin. Ei au fost, au venit, i-am tratat cum i-am tratat, le-am cerut de la înainte așa, nici la curvă nu cerei. S-a zis, păf, nu mai vin. Acum trebuie să mergem noi după ei. Trebuie să-i căutăm noi, să le dăm utilități, să le dăm facilități, să le dăm terenuri cu tot. Să lăsăm capul jos, să spună, tată, vină și investește, lasă-o mai bine. Dă-i să investești. Dar normal, așa trebuie. Creează tu locuri de muncă și după aia am eu timp, că dacă ți-ai apucat să ai făcut clădire, nu să mai crești tu, frate, de aici. Da. Dar atunci te iau eu altfel. Dar lasă-l, a început să vină. Dacă tu, cum a pus pragul primăriei, îi pui cote ca pe vremea... Pleacă. Chiar burilor înainte și cum erau înainte, s-a terminat. Nu mai. Zice la bă, tata, mă duc în altă parte, unde ești bine primit, unde mă ajută, ce să caut la bă? Azi așa, mâine așa, Exercu, ți-ți cum este? Au fost în Bulgaria... Ca fata aia mare, care te să ține părinții mândru așa și nu o scoate la poartă. Și să vină unul cu bani, să vină altul cu bani și rămâne fată bătrână după aia. Așa suntem noi cam cu locurile de muncă. O să vină în zonă, sunt lume săracă pe aici. Să vină în zonă, luați-le bani. Luați-le pachetele, că vin cu ele noaptea de zi și că... O frică... Există, luați-le, luați-le, că tot în banii noștri. Tot în banii dumneavoastră. Să nu crezi că a adus primarul de acasă. Uitați, la asta nu i-a dat banii de 5 luni. Știi ce face acum? An de zile a zis, statul trebuie să le dea bani, statul trebuie să le dea bani. Acum a zis, hai să le dăm noi banii, că când vine statul, îi punem la loc. Păi cine a făcut frate acum, mai înainte de campanie? S-au și-a luat 2 miliarde de la Consiliul Județean să le dea, ca să le zic, uite, bă, vezi, v-am dat, m-am împrumutat eu ca să vă dau. Bă, de ce nu te-ai împrumutat înainte? Deci în loc să bași 7 miliarde în statuie aia, le dădeai 2-3 luni banii la banii. O fi frumoasă să pozează lumea, dar rămâi cu poza. Dacă ai mâncat poza aia, ce-ar fi bine, ar fi bine și-ar ține să fac. Doamne ajută, ieșim la vot. Cu toții facem o schimbare. Dacă nu avem în mintea noastră schimbare, 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 nu-l să schimbăm. Le jonglează. Să rămână. Numele meu este Nicolae Barbu. Candidez la funcția de primar. Mă cunoașteți. M-ați văzut în poze, m-ați văzut în ziare, m-ați văzut și îmbrăcat și dezbrăcat cum a făcut primarul. Ce treaba lui? Dezbrăcat... Nu m-ați văzut? Doamne ajută! De la brâu în sus, aia se poate numi dezbrăcat, orice om în casa lui stă cum vrea. Că vin astâmpii și îl pozează și îl dă pe ăsta, e bine la lor. Doamne ajută! Sunt om de afaceri, știu ce le trebuiesc oamenilor de afaceri, le trebuiesc un parteneriat curat, un parteneriat sincer, în care noi să le oferim loc, terenuri, să le oferim utilități și ei să ne ofere locuri de muncă. Asta este lucrul care vreau să-l fac. Îl trimiteți pe dânsul ca să se războiască cu mine. Știați că ține cu mine, de-aia nu v-a dat.
Nu mi-am trecut multe în acel corp. Știi ce vreau? Mai voi, mai ce votați. Asta vreau și eu. Asta vreau și eu. Dacă nu găsesc, dacă nu găsesc investitori, nu avem. Noi nu avem. Și tu, știți ce plantă este aceasta? Ce, ce, ce este? Este lacrima Maicii Domnului, tot de la Muntele Atos. Da. Să vă binecuvântez. Să ne dea Dumnezeu. Să ne dea Dumnezeu. Ce trebuie? Nu, ne trebuie ajutorul Domnului tot timpul. Nu numai în vârstă. Și când suntem tineri. Ați văzut că suntem mici? Mai suntem tineri, poate. Nu, dar și când suntem... Sunt în 45, 47 de ani. Doamne, să vă dea Dumnezeu multă sănătate. Bună ziua! Păi stați așa, nu vă e frică de căpușe? Nu, nu sunt? Nu sunt aici căpușe. Doamne azi, e bine. Dar aici ce sunt? Sărăcie. Ce e? Sărăcie. Hai peste tot. Și de ce e sărăcie? Nu sunt locuri de muncă, e simplu. Dacă nu creăm locuri de muncă, nu să avem bani nici să cheltuim, nici să le facem. Trăim după pensie sau după un ajutor social. Asta e cea mai mare problemă ora. Ce trebuie să faci? Că, până la urmă, sunt lucruri... Știm cauza? Știm ce e de făcut? Cum facem? Știm, dar cum facem? Păi trebuie să ne ducem după investitori, când au venit ei... Păi vă spun eu că nu trebuie să țină de dumneavoastră. De ăla care îl puneți acolo, la țepeș vodă, de ăla trebuie să... Ăla trebuie să... Că sunt giurgiuvenii orașului. Sunt oamenii orașului care plătesc impozite și taxe. Și pentru asta trebuie să se gândească. Ce fac eu cu oamenii ăștia? Ce fac cu oamenii, ce fac cu oamenii, dar ce fac cu primăria, că n-am bani? Că banii trebuie să vină nu din impozite și taxe, trebuie să vină din impozite care plătesc societățile și din impozite care plătesc oamenii care muncesc. Impostul pe salarii și TVA-ul și tot. Și acolo se întorc. Eu am o rugăminte la dumneavoastră. O să vină cu de toate și să vă ofere. Luați-le de toate și gândiți tot ce faceți, tot ce vreți dumneavoastră. Dar ieșim cu toții la vot. Și faceți o schimbare. Oricare ar fi ea. Încercați 4 ani. Cu oricine ar fi ea. După 4 ani nu e bine, schimbați 4 ani. Păi de doamne, că am încercat-o pe asta. Știți cum este? Bagi mâna în ăsta și este tot iepurașul. Bagi mâna și este tot iepurașul. Hai să... Nu e după noi. Hai să... E, nu. E după noi. Dacă ieșim cu toții, e după noi. Știți cum este? Nu pot ei fura cât putem noi vota. Dacă avem lucrul ăsta în minte, lucrați în construcție. Da? Nu. Nu? Că aveți mâna albă de la var, de la ce? Nu, sunt pensionat pe caz de boală. Ce problemă? Fac dializă de capul de care. Da. Am lucrat la... Și cine mai lucrează la dumneavoastră? Nu mai știu, că nu. Soția? Nu, eu sunt singur. Ah, este singur? Da. 17 ani de azi. Știți că s-a descoperit, nu știu ce remediu. E în stadiu de... Experiență. Experiență de candidat. Și voi? Da. Caznici, nu? Dacă de căsătorii nu vă căsătoriți. În loc să zici vai de mine, zicem vai de noi? Păi probleme. Doamne, ieșim la vot. Trebuie să luați-le banii și ieșiți, votați o schimbare. Să rămână, mă. Să rămână. Doamne ajută! Doamne ajută, ajută Dumnezeu, dar nu-ți bagă și în traiță. El ajută. În traiță și în urne trebuie să băgăm noi. Lăsați-le, mă, bâncați-le mici, că tot în banii dumneavoastră sunt. Luați-le și banii, luați-le și sacoșele. Păi, da. Cine zice i-am, Doamne? Zice dăm, Doamne. Ne ajutui pe noi atâția ani. Că murim în l-am lăsat singur, l-am lăsat singur să ne ajute. Păi singur, da. Noi l-am chemat. Ia mai o piele după noi. Ia mai lasă-ne fără. L-a luat-o definitiv. E? Mai avem o fabrică în Giurgiu să muncesc. Asta îmi doresc. Asta unde doresc? Să muncesc? Cam 6 ori pas în văzupă de la etatea de 27 de ani. Cam 6 copii. Mi-a luat vântul acoperișul și stau cu ciolopanul pe negoț. Știe primarul ce să vând, ne dea mici. Să mâncăm 2 mici și o bere să răbdă 4 ani.
bucalar buba. Dădalat. Ce, nu mă cunosc, e jale cât am suferit eu. Eu spun dreptate. Așa e. Uite, mă cunosc. Dar nu e valabil numai la tine. Nu-mi toate. E de la Sfântul Munte Atos. De ce nu e iconiță ta? E fata aici, o să vedem. Ține-o bine. E iconiță sfințită. Ea te considera de tot domnul. Ea marginalizat de tot. E păcat. Facem o schimbare. Haideți să dăm o șansă și copiilor, haideți să dăm șansă și nouă. Gândul ăsta să-l avem tot timpul. O schimbare, o schimbare, o schimbare. Cu asta și noaptea când ne visăm și în ziua votului când vine de 2 milioane ne gândim tot schimbare, schimbare. Ia banul și schimbare, schimbare. Altceva să nu avem în mine. Și dacă nu o face peste 4 ani, la ce o să gândiți? Tot schimbare și schimbare. Și am băiatul de 8 ani de zile în Craiova, profesor sportiv și stă în cămin că n-are loc de muncă. Am băiat la București. Tot așa cu facultate terminată muncește la ușa urmăriei și dă 300 de euro chirie. Cât să mai rezist? I-am crescut cu un văduvii. S-a rămas să cășesc de la lume o multă țigare și o coajă de pâine. Cât că nu mai pot. Nu, trebuie... Dânsuite mă cunoaște, domnul polițist. Cum e? Am dreptate. Și atunci... Haideți să ieșim cu toții la vot. Haideți să-i vedem și pe cei care sunt supărați și nu vor să iasă la vot. Să-i convingem să iasă la vot că este pentru binele tuturor. Să-i spui, bă, dacă nu ne-o merge bine, deștigă din cauza ta este că n-ai ieșit la vot și uite, cu două voturi, cu cinci voturi, ai ieșit tot ăsta. Contează și un vot. Este un singur tur. Mergem cu toții pe echipă de independenți. Beanu la Consiliul Județean, Barbu, Bebe, Barbu la primărie. Uitați-vă, Partidul Poporului. Nu vă plac de la cei de la partidul, aveți un EPR-ul. Nu vă plac un EPR-ul, uitați-vă alt partid, dar faceți o schimbare, nu mai alegeți USL-ul. Asta nu mai trebuie niciodată. Nu mai mergeți, că în USL-ul la Consiliul Local și Consiliul Județean sunt toți ăia. Tot PNL. Nu există alt partid. Sunt tot ai lor. Și cu PDL-ul. Da. S-au unit Tuse, Ajunghiu și Sărăcia. Uite ce scrie în ziarele astea. Tuse, Ajunghiu și Sărăcia s-au unit. Doamne ajută. Da. Da, da, da. Fiindcă ați avut credință în Dumnezeu și v-ați crescut 5 copii, 6 copii, vă ofer o iconiță a Maicii Domnului care a plâns cu lacrimi în domnul și mir. Să l-am Sfântul Munte. Să-i miruiți, să le ajute Bunul Dumnezeu, să-i ocrotească. Da. Să rămână. Doamne ajută. Doamne ajută. Da. Am văzut pe aici. Aveți un. Doamne ajută. Sănătate. Nu cred că doamne am fost, da? Mai pot. Au, de fapt, am fost. Așa vă știu. Așa vă știu. Așa da. Aduceți. Alexandra, cu tine te cunoște, nu că avem și bine ar fi să luați. Le spuneam la fete. Doamne, am credință și frică de Dumnezeu. Știu. Și dacă zic ceva, să știți că fac. Și știu că ați fost întotdeauna un om de vânt. Dacă nu pot să fac, nu o să promit niciodată. Nu sunt tipul de om care să promit. Îmi place că nu amăgiți așa cum să nu cedează. M-am limitat la nu foarte multe, m-am limitat, dar alea le fac. Fiindcă dacă îți promiți, propui multe, sfârșești până nu face nimic. Le începi, nu le termini. Da. Și o să spuneți peste 4 ani, ne-ai scris 5 pagini și n-ai făcut decât una. Așa-i, domnul. Scriu o pagină și fac o pagină. Da. Dacă oamenii mă aleg doar pentru pagina aia și cred în pagina aia... Oricum, cred că dacă... majoritatea va alege. Doamne ajută! Pentru oricum. Că ați făcut atâta bine, fără să fiți, să ajungeți primar, fără să ajungeți... Pe primarul zice că n-am făcut nimic până acum. El a fost la primărie și a făcut. Noi n-am făcut. Nu știu. Și ce a făcut? Sărăcie, a făcut sărăcie. A făcut un oraș sărac și fără locuri de muncă. Tot. Ne-a dat afară din piață cu chiriile lui colosale. Ai o rezolvat repede. Foarte, dacă ați primit acasă un plic? Da. Ai o rezolvat repede cu piață. Ai în primul plan. Nu-l urnez de acolo. Nu iau contractul. Știți de ce nu iau contractul? Fiindcă 4 milioane o tarabă. 500? 4 milioane jumate? Eu când am avut 4 milioane, am renunțat. Că da, nu... da. De acolo, piața a fost...
punctul care m-a determinat să plec la drumul ăsta. Și o să-i și spun, dacă lăsa piața țărănească cum trebuie, dacă o făcea cum trebuie, îmi vedeam eu de drumul meu și el de drumul lui și treaba lui. Dar ambiția lui de a-i da lui Fisu și piața, de a-i da lui Fisu și terenul ăla, exact, de a-i da lui Fisu și transportul gunoiului. Păi am mărit prețul la gunoi, l-am dublat ca să transporte Fisu, dar să aibă bani. Dar ce-a pățit Călinescu cu locul ăla? La Frătești? Ce-a pățit săracul? Ce-a duce la Frătești, că acolo costă mai ieși. Știu. Atâta la bulversat și atât la chimii, dar chiar nici n-a cedat. Mă, vă întreb ceva așa. Arăt mai slab ca ăla de la televizor care a fost dat acolo dezbrăcat? Nici sau? Nu v-am recunoscut pe vremea când vă cunosc. Păi avea 7 ani. Poza aia, pozele alea aveau 7 ani. Erau într-o casă privată. Nu, eu... Era familia. Acum știți cum este? Și dacă bea omul își prins, face un grătar. Asta e problema, în casa lui face da. Și Dumnezeu, da. A zis să le dai poze pe față. Dacă a stat, l-a dus cap. Ce a zis? Știți de ce? De fric? Dar vă cunoaște un oraș întreg, nu sunteți de ierdazi în orașul ăsta. Păi, dezbrăca la busta așa, m-a cunoscut. Ce problemă. Oricum, auziți? Parcă am mai slăbit. Da, 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 da. Ați slăbit bine. În stabil, să rămână. Sunteți un bărbat bine. Să știți că mi-a făcut un bine. Pe unde am mers, mă recunoaște. Înainte mai mă știa, nu mă știa. Acum mă știe sigur. Să rămână. Să dea Dumnezeu toate cele bune. Gândul cel bun. Au plecat băieții de acolo. Hai să ieșim și la dânsii și o luăm așa pe copiii ăștia, pe ordicare. Ați venit de la muncă, trageți? Doamne ajută! Ce faceți? Să o bere așa, să vă trage sufletul. Unde locuiți aici? Probleme pe aici? Nu, stai niște că e a mea. E camera mea, oprește-o. Dacă n-ai mai trimis din acum, stai. Ne dă domnul, dacă îi cere, da, nu ne pune și în trai. Doamne ajută. Sănătate. Nu știu de ce ne opune. Doamne. Ieșim. Dumneavoastră faceți o schimbare. Eu mi-au obligația că aduc investitor și locul de muncă. Dumneavoastră v-ați făcut treaba. Dacă nu mi-o fac, eu plec. Eu o chestie bună? Batem palma? E super bună. Batem palma? Asta e lucru bun. Nu-mi doresc multe să fac, că n-am bani. Dar dacă creez locuri de muncă și aduc investitori, vor fi și bani. Și atunci o să pot să fac. Corect, da. Nu o să vă promit că... Dar hai să vă fie de promisiune. Dacă nu mă țin, plec. Ați primit un contract. Mă cunoaște. Am de ce trăi. Pot să plec. Am plecat la drumul ăsta fiindcă partidele politice n-au fost niciodată în stare să scoată oameni cu trei să bază până ai cazul. Deci după trei de pe mâna dânsului, nu pe mâna. No. Domnul Barbu, mai doriți să vă zic o vorbă, pe cuvântul. Dacă ajungeți primar, mă faceți și pe mine, mai ales să vă rog frumos. Mă faceți mâncă, cu fata ești necuț? Da, mă faceți, vă rog frumos, pe bune vorbesc. Ce vârstă ai? Eu merg pe 17. Mă rog să nu ajungeți pe cămin. Bă, bună, mă faceți? Ba, n-au zis pe Facebook, să mă secundă, prietenii. Lasă-mă numărul, măi. Să aude pe Facebook. Lasă-mă numărul. Sunt multe de foc și așa fac. Deci am își notează tot timpul când merg în această probleme și pe zice tot ce s-adună. Sunt probleme ale... Doamne ajută! Sunt probleme ale zonei, sunt probleme... Dar vă spun, total, prima problemă pentru toți oamenii locuri de muncă și universitate. Treaba e să nu umbli la hârtii. Nu umbli la hârtii că suntem oameni de afaceri. Nu dumneavoastră. El. Nu v-am spus. Nu. Suntem oameni de afaceri. Știm și noi, mai am lucrat și noi cu asta. Pleacă cu mașină cu soc de vânt. Deci știți foarte bine. Dar știți foarte bine, dar știți foarte bine cum să fac cu eu știu, numai că până acum a avut doar partid de poliție, acum are oameni care în spate au alți oameni. Nu mai așa, nu mai așa, știm și noi cum să fac. Cam știți noi cum să fac treburile astea. Deci știți mai bine ca noi. Sunteți cu toții vigilenți. Suntem și noi. În secție avem noi treabă, pe străzi aveți dumneavoastră. Ați văzut că a făcut vreo prostie și stă cu... Stă la butoane? Nu puteți pe stradă dacă e de la ăla cu degeaba. Știți cum sunt? Nu chiar poți. Toată lumea își dorește schimbare, credeți-mă. Și ăla care ia banul, tot schimbare votează. Știm. Fiindcă banul ăla nu-i ajută decât o zi sau două sau cinci. Ia de 10 părți. 10 zile ajută. 20 de zile, dar nu 4 ani. Da. Iar ăsta 4 ani de zile nu va mai face nimic. Că e ultima dată și dă Dumnezeu cu mine. Știm. De asta e numai să fie lumea unită. Aia e problema. Șeful, grijă pe mașina cu vânt.
Să nu se schimbe sacul pe drum. Băi, eu vând butelii. Știm. Știți cum să spune la butelii? Dai cu ochii ca pe butelii. Asta facem și noi. Dar știi că cu butelia după timpul ce au ce spune numai. Știți cum era treaba la din cartier în abator? Făcea băieții grătar. Prietene, ce ai? N-am butelie, mă, cați aici, gura. Sătenea cu abatorul. Am butelie acum, mai tot, pe toate drumul. Dar mai era habas. Este, nu mai sunt denghi. Aia e velea. Asta e. Mâncare este, slava Domnului. Deci, dacă lumea este... Cașcaval numai. Noi sunt, eu știu, adică că am și eu părul alb, cum aveți noastră, părul alb în cap. Noi știm treburile. Acum nu mai se iasă lumea. Dacă lumea nu iese să voteze... Iese lumea. Și nu... Dacă haideți tot, să vă spun ce trebuie făcut. Tot joacă că nu iese lumea să voteze. Noi trebuie să avem responsabilitatea, să ne uităm în jurul nostru și ce vecinul este să mergem la și bă, vecine, vină mă la vot, votează ce vrei tu. Păi cine vrei tu, nu mai vină mă la vot. Este responsabilitatea noastră a fiecăruia care mergem la vot. Nu plecăm doar la vot, am votat noi și după aia ne bucurăm toată ziua, seara, să bucurăm. Haideți să ne să muncim ziua și să ne bucurăm noi seara. Și credeți-mă că vă aștept pe toți în piața de la Teatrul Valac să ne bucurăm și noi odată, după 16 ani, să ne bucurăm cu toți. Să dea Dumnezeu să vedem. Sănătate! Dacă oamenii și-au dat mâna cu partide, cu tot să facă o schimbare, știm. Și oamenii întâlnitori și-au dat mâna. Și atunci cu toți suntem un... Asta când ducem pe col și țesem. Intrăm să... Bună ziua, bună ziua! Locuri de muncă. Da, bine. Au fost de 16 ani. Ori mai făcut și lucruri bune, dar de fapt nu am văzut ce înseamnă. Am mai făcut, orașul avea nevoie. Un gospodar, orașul frumos, dar în schimb ce a făcut el, pentru că făcut muncă și s-a mai făcut. Nu străi neapărat. S-a făcut primul, știi de ce? A avut o gândire mai închis, a zis. Ce să vină bă ăia, să le dăm noi lor. Lați-mă că o ținem între noi aici. Sau dacă au venit, au cerut. Păi nu, că au cerut, să dăm bă între noi, lasă-mă că te-o dau, ție, te-o dau. Dacă e sărac, degeaba îți dă cineva ce îți umple puntea de pământ. Că e sărac, nu ai cu ce să faci, degeaba îți dă 10 hectare, că tu n-ai sapă, n-ai bani de tot sapă. Te uiți la pământul ăla nu poți să-l muncești. Același lucru. Ne-am ținut între noi, săraci, ne-am plimbat sărăcia și n-am făcut nimic. Ne trebuie să avem alte idei, să aducem investitorii, să-i aducem aici. Ăia vin și cu bani. Nu, și cei în vârstă ăsta? Știți, știți unde i-a lovit pe cei în vârstă? Eu vă spun, i-a lovit pe faptul că n-au locuri de muncă copiilor și trebuie să ducă să trăiască și de-o pensiune. L-a lovit aici. Aici a realizat că nu ține paveaua de mâncare, că nu ține frumusețea aia de mâncare. Că asta este, că de noi să cam gospodar, atât pentru oraș, dar să facă ceva pentru cetățenii orașului. Deci... Curățenie e ok, e normal să ieși într-o scurat. Da, păi, da, deci okay. Și logică treaba, deci da. Să fim și reale, știți? Să ieși un oraș bogat. Da. Că degeaba e o casă frumoasă, se întoarce după soare și tu ai frigiderul gol. Sau nici n-ai frigider, sunt... Mai e important și cu ce costuri faci curățenie. Da. Pentru că spuneați mai devreme de pavele, băncuțe și alte prostii. Știți ce datorie are Consiliul Local din 2007 până acum? Peste 30 de milioane de euro la bănci de reținut. N-au vrut să acceseze fonduri, să facă... S-a auzit că am... Vă dați seama, nu este un fără foc, deci s-a auzit prin oraș... A, tot lasa, da, lua, ce lasă, că dă ție, 3, 4, 5 și asta este. Nu, ideea este și lucrul ăsta vreau să-l fac. De ce nu l-am găsit atunci? Aveam vama, ne veneau bani la primărie grămadă. Și atunci când îți vine poștașul și îți lasă plicul fiecare zi cu bani, nu te mai gândești să... Ce se întâmplă mâine? Lasă-l, că și mâine vine și mi-a altceva și pune mie. Nu trebuie să gândesc cu de forță de muncă. Lasă-și facă singur, e treaba lor. Eu am treabă cu vama să-mi vină banul. De acolo îmi vine banul. Și am pierdut oportunitatea. În 2007 am rămas fără vamă. Țineți minte cum țipa. Noroc că a avut guvern tăricianul care le-a dat și în 2007 și în 2008, le-a dat sprijin. Și a venit criza. S-a terminat. Nu tu, trupa structură, nu tu, eu știu, condiții și o gândire ca să-ți vină investitori. Gândiți-vă mai fost decât Alpine. Uitați-vă, Vest Alpine. Exemplul cel mai bun, îl mai pune pe bannerul ăla. Mie mi-a fost rușine. Mulțumesc pentru locuri de muncă. Și, e terminată un an și de zile. 4 ani de zile. De ce? Din ce cauză? Ia spuneți. Nu poate spune asta. Păi nu poate spune asta. Și-a băgat la bani acolo. A băgat de țasă tot. Și trebuie să-și scoată omul, că a băgat în jurul lui. Și nu, și mai o chestie. În jurul lui el trebuia să fie cap de pod.
și în jurul lui să vină alte firme și alte firme, că așa e, nu mai vine nimeni. Da. L-am aruncat într-o groapă. Vă dați seama ce discuții sunt la nivelul la firma atât de mare. Aduci, să avem grijă. Ne dea Dumnezeu gândul cel bun. Mai bine. Să fim uniți. Citiți-l cu atenție. L-am citit. V-a dat numai unul? Da, v-a dat numai cu unul? Păi astea erau mai multe, erau vreo 5-6. Ce v-a dat? Cu condiții sociale. Da, să vă dau unul, un cărticică mică vă dau. Aici sunt toate. Ne ajută alături de dumneavoastră. Aici am trecut toate. Ați primit acasă oblic? Da. Ați primit un contract. Hei, ce în contract le fac? Dacă nu le fac... Cum rezolvă eu două contracte cu dumneavoastră? Asta înseamnă credeți-mi de aia. Doamne, ne dea Dumnezeu numai bine. Doamne ajută, vă mulțumesc mult de tot pentru sprijin. Deocamdată. Ei, hai să mai creăm și altele ca să există o competiție să crescă. Că numai prin competiție și prin alte locuri de muncă creată crește în salariu. Asta nu e. Mama, să le dea Dumnezeu sănătate, să poată să ducă cărți în locurile de muncă. E bine, e bine, găsă-mi. Vă rugați la mătața Domnului și ori. Să rămânăm, ce faceți? Uite, mai stăm la aer. Vă mai uitați așa, lume multă pe aici, ce-o vrea lumea asta, nu? Ce-o avea dreptate. O avea dreptate? Singur, ieșim la vot și votăm ce-i drept. Sau ieșim la vot și votăm o schimbare. Sau îl votăm tot pe că mie merge bine. Păi avem o variantă la asta, altele nu le avem. De ce? Sper că nu după ce ați văzut pe Facebook sau pe Tanca. Sper că după ce am aici ce vreau să fac. Vreau să fac. Vreau am un băiețel cu probleme și sper că noastră o să reușim să facem ceva pentru copiii ăștia. E un băiețel cu autism. Ceea ce vă pot garanta că am suflet. Și dacă pot să ajut, ajut. Aici este problema. Ați văzut și domnul Beanu, a dat 6 miliarde în ajutoare. Dacă vrei să ajuți, ajut. Dacă nu, nu. Spui că n-ai bani. Pentru lucruri de-astea n-ai bani. Pentru alte lucruri zici. Și vreau să creez locuri de muncă ca să aibă primăria bani să poată face. Dacă avem loc de muncă, reușim să facem lucruri. Dacă nu avem loc de muncă, e o problemă mare. Nu vom avea bani nici pentru ajutor social. Nu vom avea bani nici pentru pensionari. Nu ar fi să fie bani. Banii dat din impozite și taxe nu sunt de ajuns. Banii trebuie să vină de la firme. Banii trebuie să vină de la societățile care investesc în Giurgiu. Banii trebuie să vină de la impozitele care le ia acestor societăți. Nu că și un pe om și ei impozit și taxe și taxe. Nu are cum să plătească. Sper că ieșim la vot. Sper că... Și dacă vă spun lucru, dacă n-ați sunteți alături de mine, convingeți-i și pe cei din să iasă la vot. Să voteze și consilierul și pe bine, dar să iasă la vot. Da, noi suntem alături, să știți. Vă mulțumesc. Suntem alături că domnul Iliescu a vândut și gunoaie lui. Primesc sigur în audiență. Am 8 ore. Am 8 ore și credeți-mă, ține de om. În jurul dumitale, da. Trebuie de exemplu, domnul Velicu, îi cunosc foarte bine. Eu mă numesc Modoran. Haideți să ajungem la urmă. Da. Am zis unul. Eu sunt independent. Da, domnule. Floricele era independent. Țare Trans? Țare Trans, ca să mă spui bine familie, da? Da, domnule. În jurul Floricele era Partidul Poporului și UNPR-ul. Și a zis, cu toții am fost pe echipă, susțineți-l pe domnul Barba. Că nu vă place un om, nu vă place un om, e o chestie aparte. Eu vă spun că sunt independent. Și vă mai spun un singur lucru. În spatele meu, pe tot ce înseamnă PSD. Și de acolo nu sunt toți oameni. Mai aveți și unul la... Și atunci, și acolo nu sunt. La domnul Iliescu, tot de la PSD. Să-l moștenească Sone, și să... sau cum îi spune? Bă, dar de mă rog, ce zici? Acum 4 ani... Aveți cuvântul meu, domn, să știți, eu vreau să vă dau un interviu și chiar s-a întâmplat să fim așa. Aș vrea să aveți oameni curați. De exemplu, dacă vine de la Diaconescu, mai e cum mai e. Alegem doi de acolo, doi de acolo, trei dar de acolo. Dar Velicu să mi-a, cum ai venit dumneata, să vină la mine să mă întrebe pe mine. Acum aș vrea un răspuns. Asta iarna unde stătea. Pe Beianu l-a crescut cum sunt copiii ăștia mai mici, cum ar fi nepotul meu. L-a crescut, deci mentorul lui. Dumneata trebuie să luți cu oameni corecți. Eu așa consider, îmi cer scuze. Credeți că ce i s-a întâmplat lui Beianu a fost corect? Dacă nu-i plăcea, nu intra în căruță. Asta e opinia mea. Doamne, să vă ajute Dumnezeu duminică, vă mulțumesc. Sănătate și numai bine. Cine e mai bun să ia? Da. Sănătate. Sănătate.
Ajutează. Mă, până la urmă, ai vorbit frumos. Eu am vorbit ceva corect, mi se pare ceva normal. Iliescu, de bine de rău, a mai făcut o canalizare, a mai făcut... Vrem un economist. Așa e, eu sunt finanțist. Ne-a dat Dumnezeu gândul cel bun. Îi convingem pe toți cei din jurul nostru și ieșim la vot. Vă mulțumesc mult de acolo. Sărmâna, ce faceți? Păi așa să stă invers, să spune că... Doamne, să dea Dumnezeu să câștigați. Cu ajutorul dumneavoastră, dacă se dă... Și să vedeți ce puteți să faceți cu aneleurile astea pentru tineretul ăsta. Că sunt copii care au cereri de 4 ani de zile și nu i s-au dat niciun răspuns. Dacă vă duceți în curtea aneleurilor, vă... să vedeți ce mașini sunt. Așa, acolo să vedeți, sunt ursarii care au câte 4-5 apartamente, care cine știe cum le-au dat. Și-au plătit datorile de acum 4 ani. Mai acum câteva zile, ce era ce aveți dumneavoastră? Nu pot ei vota, nu pot ei fura cât putem noi vota. Ieșim cu toții la vot. Deci cu asta ar trebui să vedeți. Credeți, aneleurile credeți că am credință în Dumnezeu și... Deci alea ar trebui să fie pentru copiii care au nevoie, nu pentru cei care sunt cu... Chiar dacă mă voi certa cu tot orașul ăsta, îl dau după lege. Și o să zic cum o să fac după lege? O să fac dezbatere publică. Fiindcă niciun apartament în Giurgiu de aneleur nu s-a dat decât numai cu voia domnului Iliescu. Ce a vrut el a dat și la cine a vrut. Și cu cât? Și cu cât? Ia ziceți-mi. Nu știu, mă întorc cu spatele și nu știu. Mii de euro, nu? Mii de euro a costat contractul, da. Așa este. Da. Deci asta ar trebui văzut. Numai la aia care are, care a avut să dea, dar la aia care sunt amărâți... Că locuințe sociale își vedă pe bani. Asta este, mizerie, dar asta este. Și câte 3-4 mașini la fiecare aneleu la poartă. Eu vreau să avem credință. Și să credem cu adevărat, dacă credem Maica Domnului și în Domnul Iisus Hristos, să mai avem o speranță că și un mir de la Sfântul Mânt. Nu pot ei fura, dacă ieșim cu toții la vot, nu pot ei fura cât putem noi vota. Falsuri, falsuri. O să fure, o să cumpere, o să meargă noaptea cu banii, uite așa, pe stradă. Dar dacă nu ieșim noi cu toții, ei nu ies decât 3-4 mii cu bani. Dacă noi ieșim tot orașul, nu stăm orașul în 4 mii. Asta trebuie să avem. Doamne, vreau să crezi robotul. Vreau să aduc investitori să crezi. Doamne ajută, vă mulțumesc mult de tot. Acum ce faci? Nu mai luăm bicicletă? A, nu la taică, sunt la bicicletă. A, nu la aia. Ai stat așa, nu? A băgat piciorul așa. A băgat piciorul la bicicletă și are o ruptură și i-a pus ca să nu fie umflate. E de mult? Păi are vreo 4 zile. A, zic că în 7-8 zile îi treci. Da, treci. N-ai plâns, nu-i așa? N-a plâns. Tu bărbat, tu dumne. Ce faci? Probleme pe zonă? Locuri de muncă? Locuri de muncă nu mai mă scurt. Eu sunt pensionară, da, dar am norme care... Păi știu, trebuie să-i dați în pensie tot ăsta, dacă avea, puneam mai mulți bani la familie acolo. Și nici pensia mea nu e mare. Am 5 milioane, dar asta este, ce să facem? Asta am văzut. Locuri de muncă. Primul rând, dacă aduc pe asta, am bani de fază, dacă nu aduc la muncă. Și să mai face și pensia la pensionari, că dacă eu nu vă promit lucrul ăsta, că să mărește, că dacă sunt locuri de muncă, să contribuie. Așa da, așa da. Dacă care? Sunt locuri de muncă, păi dacă oamenii muncesc mult, rămân și pentru că dacă nu, cine mai? Eu știu că așa e, știu că așa e. Ieșim la vot și facem așa. Normal. Asta să fie elanul, Doamne ajută. Să rămână. Să rămână. Pot să mă duc acasă, nu mai vorbesc cu oamenii, că sunt sigur. Eu vreau să mă botez, mă vadă lumea. Doamne ajută! Să lăsați! O sticluță de mir de la muntele Atos. Să vă binecuvântez! Doamne ajută! Mamă, ce pas am! Ce? Nu, ia.
Nu pentru dumneavoastră personal, dar pentru o persoană de vârsta dumneavoastră, în care copiii nu au locuri de muncă, e o problemă mare. Nu este problema, da? E tot, nu s-a făcut nimic. Dați-mi să vă rog, pe rog. Iuni! Unde lucrezi? Da! În magazin de făcușe, cu care păcare, cu fiu, cu bai, încerc să-l simt pe picioare. Vis-a-vis de făcuiți, am făcut străzi. Cartușe? Da, încărcare de cartușe. Acum am văzut unul de cunoaște. A, cartușe! Da, mă, băiete, ce-mi spui, inger de ăsta? Mi-am spus că aveți vânători, zic, bă, unde-s cartușe? În jur, jur, băiete! Am văzut unul mai mare, așa. Acolo la dumneavoastră, din pancardă de sus. Am venit și eu, și în carne vie. Și în carne vie, da, să rămână. Ce faceți? Ce să facem? Așteptăm votarea. Așteptăm votarea. Poate ne-o face și nouă, măcar amărâta asta de stradă. Doamne, haideți să vă spun, copiii unde vă sunt? Aici, în Giurgiu? Da. Lucrează? Da, nu. Al meu a fost gestionat în balastieră, nu știu câți ani s-a desfințat balastieră și de 2 ani n-are servici cu facultate. Popescu Nicolae, îl știe tot Giurgiu. În balastier. Haideți să vă spun ce vreau să fac. Deci, sunt om de afaceri și vreau să aduc investitori să creez locuri de muncă. Asta e primul lucru. Nu vă promit că vă fac strada în prima zi. Dar dacă vin investitori, și luăm taxele și impozitele de la investitori și nu de la oameni, după aceea facem și strada. Eu vă spun că vă garantez că dacă aduc investitori și voi avea locuri de muncă și vor avea și bani, fac și strada. Ne ajută Dumnezeu, Dumnezeu îți dă, dar nu spune și în traiște. Și credința este ceea ce ne rămâne. Vă ofer o iconiță a Maicii Domnului de la Lepsa, care a plâns cu lacrimi de mire. Plânge Maica Domnului că noi n-avem putere să ne plângem lacrimi. Mai puțin crede lumea în Dumnezeu. Nu te să mai crede. Să dea Dumnezeu, în special copiii noștri, noi îi lăsa la școală, că am fată de 53. Noi n-ai cum să-i